putem să scăpăm de răgăliile astea de mărcinți în modul care scot fum. Am văzut treaba asta mai mult în zona asta, în morții de treabă, și poliția nu face nimic. Trece ăla cu fumigena pe lângă el. Trece ăla cu fumigena pe lângă poliție și nu face poliția nimic. Poliția stă și toarnă. Poliția stă și mă oprește cu mine. Ăla de mai în spate discotea fum. Era Logan, dar am văzut și Mercedes-uri, până la Mercedes-uri, BMW-uri, numai mașini din astea luate din Bulgaria pe 5 lei și aduse în România, doar ca să fim noi groapa de gunoi a Europei, până când vine vorba de mașini. Uite, poliția stă aici și nu știu ce face. Mai vedeam și în București din astea discuteau fum pe țeavă, dar mai rar. Aici vezi zi de zi. M-am răcit. De fapt, nu știu. Nu știu dacă am răcit sau e gripa, dar cred că e gripa. Cum am simțit mai ok. De-aia am și ieșit. Dar două zile am zăcut în pat. Rău, am zăcut în casă. Nu prea am făcut nimic. Poate totuși îmi trece și mie mai repede răceala. Trece și mie răceala să... Pot să ies și o să mai filmez cât timp mai pot. Că deja e super frig pe aici. Acum sunt 16 grade, 18 grade. Noaptea nu mai zic că scade până la 10. Și nu, să mai filmez cât mai pot. Dacă mă lasă răceala zilele astea, poate dau o tură până la lacul Vidra. Că am zis că vreau să mănânc încolo. Abia respir. Respir pe gură. Până la urmă, canalul meu de YouTube, pot să postez orice fel de video. Bine, aproape orice fel de video. Că nu pot să fac... Nu pot să fac OnlyFans content. Dar vreau să postez și long format content. O să facem un episod de Moto Outfits cu echipament moto de pe AliExpress, de pe site-urile astea chinezești. Formatul ăsta de Moto Outfits poate fi extins. Facem un Rate My Gear sau ceva, nu știu. Îmi trimiteți poze cu echipamentul vostru. Așa că dați like, subscribe, apăsați pe clopotel. Bineînțeles, faceți toate astea dacă vreți, nu vă obligați, Doamne ferește. Bine, vă pup, eu mă duc să beau un ceai foarte fierbinte și să mă bag în sub păturică, la căldurică. Așa că ne auzim în următorul video. Pa!